În palmata, ta eu aș cânta Dragostea mea de mai lăsa Ăsta e acel moment când te trezești popular peste noapte. Opa, stai că asta e tare. Asta înseamnă și foarte mulți bani. În România nu sunt foarte Bine plătite drepturile de autor, ai mei au fost nevoiți să plece în străinătate. A fost greu și eram marginalizat. Mă făceau țigan. Îmi spuneau că vreau să le fur lucruri. Spune cum a început povestea voastră de, de dragoste. Nici o relație de-a mea n-am văzut și n-am simțit ceea ce simt cu ea cererea în căsătorie atât de da. rapidă. Nu-i tremurau genunchii. <laughs> Când e simplu și frumos, e, e cel mai important. Cum să tu te înțelegi tu cu părinții bărbatului tău? Data anunții. Pe toată lumea se așteaptă să facem o nuntă foarte, foarte mare, cu o mie de invitați, cu presă. Edward Sanda, oameni buni, este invitatul uh, interviului fără protocol de astăzi. Edward, pe tine te deranjează când uh, oamenii spun că iată Cleopatra Stratan și l-a găsit pe ghiță. Ești perceput cumva ca iubitul Cleopatrei Stratan și nu ca Edward Sanda, uh, artistul din România, în special în Republica Moldova vorbesc. Uh, în primul rând, uh, sunt onorat să fiu să fac parte din uh această rubrică ta și din acest interviu, l-am acceptat uh, cu plăcere, cu multă bucurie în suflet și îți mulțumesc pentru invitație. Practic, uh, astăzi e o premieră pentru că, și pentru mine, și pot să-mi pun o dorință, că e primul interviu pe care îl acord în Republica Moldova. Wow! Da. Și mă bucur de chestia asta. Revenind la întrebare, pe mine nu mă deranjează în general ce zice lumea despre mine și cum mă cataloguează. Mi s-a mai spus și Ghiță, pentru că a fost... Uh, și este piesa ei, dar nu am nicio problemă, lumea e liberă să își exprime părerea așa cum vrea. Eu sunt liber poate să nu mă intereseze sau să nu acord atenție foarte mare. Eu mă bucur și dacă lumea mă cataloguează ca fiind uh, iubitul ei și dacă lumea spune că sunt Eduard Sanda, la fel cum îmi zic uh, oamenii de la Vama atunci când trec frontiera, uh, se uită Eduard Sanda artistul, da? da. Eu mă bucur. Până la urmă sunt om înainte de toate sunt om și atât. Dar în România iată de când ești într-o relație cu Cleopatra s-a schimbat interesul în mass media față de tine simți mai multă atenție sau în ultimii doi ani a fost mereu așa mult interes față de tine și persoana ta. Um... Cu siguranță e un mai mare interes după ce noi ne-am oficializat relația, după ce am apărut în presă și toată lumea știu de chestia asta, pentru că e un subiect la care nu știu dacă s-ar fi așteptat foarte multă lume. Și în ceea ce o privește pe ea și pe mine. Dar, da, e o schimbare, adică am simțit-o și eu. Avem, suntem mult mai expuși la TV, în emisiuni, la radio și pentru asta le mulțumim tuturor și chiar și vreau să mulțumesc că Radio TV de aici din Moldova că îmi difuzează piesele și pentru asta pentru mine e o mare bucurie și le mulțumesc din suflet. Și e un avantaj, dar niciodată n-am privit chestia asta atunci când am decis să fiu să formez o relație cu ea ca o strategie de marketing, cum de altfel s-a și spus de foarte multe ori despre noi și poate se mai și spune în continuare. Pentru că din viața mea nu am gândit niciodată să ca ceea ce trăiesc eu să fie o strategie de marketing, mai ales în situația asta. Nu. A, că noi suntem două persoane publice, era evident că până la urmă o să apară și critici sau situații de genul, dar nu mă deranjează nici asta. Periodic, acum apar niște informații, Cleopatra este însărcinat. Dar cred că e a cincea oară când se zvonește că e însărcinată. Și... Voi cum reacționați la asemenea știri? Evident sunt fake-uri și evident cineva încearcă să facă trafic pe site pe seama unor asemenea titluri. Mai mult decât să râdem, n avem ce să facem. Adică, nu știu, ne amuză, că nu știm că nu e așa. Și în general, tot ceea ce... Adică se mai întâmplă în presă, chiar Acum două luni a fost un fake news care m-a strânit așa controverse cum că noi doi am decedat într-un accident de mașină. Am primit de la fani pe Instagram o știre. Eduard, ești ok? Uite că am citit asta, ce s-a întâmplat? M-au sunat rudele. Noroc că eram cu părinții acasă, că altfel, cred că mama ar fi disperat și nu ar fi fost ok. Se întâmplă să fie și fake news-uri noi, adică, nicio răutate, nicio critică la adresa noastră nu trece prin noi, ci trece pe lângă noi. Atunci când ești persoană publică, ești clar, trebuie să-ți asumi. Dar se exagerează. În Republica Moldova, nu știu, am impresia că nu există doză atât de mult de presă galbenă și tot așa. În România, cumva e mai extremă. Asta e impresia mea. Da. Oamenii vor să facă bani pe seama artiștilor sau a persoanelor publice, actori și așa mai departe și nu interesează că lucrul ăla poate să afecteze familia artistului sau prietenii sau orice sau relația sau tot așa, da. Bineînțeles. Ce faci tu acum în Republica Moldova? Știu că ești aici de aproape o lună. Da, sunt în vacanță, încă mă bucur de vacanță. Am petrecut sărbătorile de iarnă alături de logodnica mea și de familia ei și mă bucur de chestia asta cu toate că a fost primul an fără concerte pentru mine, primul an în care nu am urcat pe scenă de revelion, dar în același timp a compensat chiar peste chestia dacă aș fi avut concerte, faptul că am fost aici a fost ceea ce mi-am dorit eu și ea, să petrecem sărbătorile de iarnă împreună, să stăm, să petrecem timp cu noi, noi cu noi, să stăm noi. Și a fost o vacanță, cred că foarte fericită. Și nu-mi place că se termină și din nou trebuie să mă întorc și iar e distanță, dar asta e, trebuie să trecem prin chestia asta și cum îți pare Republica Moldova, în special în perioada sărbătorilor? Ai stat în mare parte în Chișinău. Da. Uh, mi se pare că e mult mai... mult mai tru, mai... Uh, mai aproape de sărbătorile pe care le aveam noi în copilărie. Deja la, în România s-a cam pierdut esența asta de sărbătoare de iarnă, mai ales că nu mai avem zăpadă de Crăciun de foarte mulți ani. Um, nu știu, oamenii sunt mai calzi față de, de, România. Încă se poartă tradițiile de sărbători, obiceiurile, mersul din casă în casă, de dus cadouri sau o mică atenție acolo, prietenilor sau vecinilor. La noi s-a cam pierdut chestia asta și e ciudat. Ai reușit să faci mai bine cunoștință și cu părinții Cleopatrei și cu cineva dintre rudele ei. Da, chiar am, am reușit să-i cunosc Toată familia, să zic, pentru că am fost de sărbători și la ea la țară, i-am cunoscut și bunicii și unchii și mătușa și uh, verișoara și la fel, sunt o familie extrem de frumoasă și de extraordinară. Tu te ai simțit diferit, iată modul cum tu vorbești, o română pură, corectă. Și când mergi într-un mediu unde se vorbește și cu anumite rusisme, anumite chestii, nu le înțelegi, unele glume, probabil, diferă. Tu, iată, simți pe propria ta piele acest lucru? Să știi că fac meditație, învăț în același timp și rusă, dar și moldovenească. <răză> moldovenească, și... da. Da, da, da. Și uh, am și norocul că nu fac online. Adică <ră> atunci când stăm împreună unul lângă celălalt, Înainte ea mai vorbea cu mine, mai românește așa. Acum, după trecerea timpului, moldovenească pură și o mai întreb, dar ce e Sau... Ciotchi? Da, da, da. <laughs> Sau tot felul de exprimări de astea. Și încerc și eu, le memorez și câteodată o mai fac să, Eu când vorbesc o fac să râdă și pe ea și pe mama ei. Dar oamenii din Republica Moldova, cum îți se par comparativ cu cei din România? Cineva zice că, iată, dacă vin din Uniunea Europeană, aici oamenii sunt mai triști, zâmbesc mai, mai puțin. Chestia asta am, sesizat-o, dar chiar în trafic, la noi, nu știu, mai ascultă muzică sau vorbesc sau eu știu, dar aici lumea e mai sobră, mai reținută, mai serioși. Dar în același timp sunt niște oameni foarte calzi și mie de fiecare dată când vin aici îmi las o impresie foarte frumoasă. Prețurile, cum ți se par? Ai mult, mai mic. <laughs> mai mic? mult mai mici. Mult mai mici. Deci am băgat benzină de 175 de lei, dar nu știu, 175 de ron și m-a ținut cam aproape două săptămâni. Ceea ce în România, dacă aș fi băgat benzină de 175 de ron, m-ar fi ținut 6 zile, 7 zile. Bine, am și mai mult de colindat pe acolo, dar în general prețurile sunt foarte mici. Drumurile, cum ți se par la noi? Te las pe tine să răspunzi. <laughs> Diferența e evidentă. Atunci când mergi în România, ce drumuri sunt acolo? Dar și la Așa noi. Nu. Adică să nu se gândească lumea că noi avem doar autostrăzi peste tot, că și la noi nu e cea mai favorabilă situație. Nu știu. Se poate și mai bine. Adică sunt multe drumuri care se pot repara, dar nu știu. să fim optimiști. Să Sperăm să avem... că se repare cât mai curând.

Anterior v-am arătat cum funcționează centrele de informare și servicii pentru cetățeni în incinta a primăriilor din Drochia, Costești și Cimișlia. Iar astăzi vreau să vă arăt și ghișeile unice din primăriile orașelor Ialoveni și Strășeni, pe care le-am vizitat recent. Prin crearea centrului de informare și servicii pentru cetățeni, primăria orașului Ialoveni a recunoscut și conștientizează acest concept de guvernare prietenos. Printre obiectivele centrului se numără îmbunătățirea comunicării cu cetățenii, prestarea serviciilor în mod transparent, excluderea cred că, în cel mai important al birocrației și corupției și asigurarea accesului gratuit al cetățenilor la informațiile publice existente în primăria Ieloveni. De la primărie din localitate solicitam des extrasul din Registrul Gospodăriilor Țărănești și procesul era destul de migalos. Acum, datorită centrului, vă obține documentul mai rapid și astfel căpșunile, prunile, persii care le produc vor ajunge mai repede pe masa consumatorilor. Unul din obiectivele prioritare ale administrației publice locale din municipiul Strășeni este prestarea serviciului public de calitate cetățenilor. În incinta primăriei municipiului Strășeni este creat Centrul de Informare și Prestări Servicii dotat cu echipament de ultima generație, calculatoare, printere, scanere. Astfel, vor fi eliminate elementele birocratice și coruptibile iar pentru ca munca operatorilor să fie mai eficientă, în centre este instalat și un soft special de gestionare a datelor. Acesta a fost integrat în platforma M-Connect, cu suportul Centrului de Guvernare Electronică. Comunitatea mea este un program finanțat de Guvernul Statelor Unite, USAID și implementat de Airex, care are scopul de a susține peste 100 de primării din țară și să asigure o guvernare mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni. Deci în februarie voi împliniți un an de când sunteți împreună. Da, pe 11. Ați avut o lungă perioadă când ați fost la distanță. Da. Și nu ați anunțat din start că sunteți un cuplu. Presa scria, voi infirmați și tot așa mai departe. Acum ați petrecut o lună cap-coadă, practic 24-24 împreună. Care situație și perioadă ți se pare mai, mai dificilă și, de altă parte, mai plăcută? Pentru că atunci când stai cu un om 24-24, simți că te sfogi. Nu știu, la voi cum a fost? Sau prima perioadă? E... Eu încă nu m-am săturat. Adică am stat o, o lună de zile în aceeași casă, am gătit, am făcut curățenie. Practic am făcut ceea ce face o familie și nu simțim chestia asta că deja începem să ne săturăm sau noi, adică eu nu o să mă satur niciodată, nu o să mă plictisez niciodată de relație sau de ea. Pentru că întotdeauna descoper ceva care să mi a capul și mai mult și să... Iată ce ai descoperit acum în perioada asta de o lună pe care ați petrecut-o împreună? Păi... Și ai zis, wow, e așa asta poate? În primul rând mă bucur că, da, Cam tot am făcut împreună. Adică noi nu avem chestia asta bărbatul trebuie să facă chestia aia și femeia trebuie să spele vasele să dea cu aspiratură sau ceva. Nu, adică mi se pare o chestie ipocrită. Dacă eu pot să fac chestia, dacă eu pot să spăl vasele, le spăl eu. Dacă ea nu are timp sau invers. Ne-am, cumva toată luna asta, ne-am completat unul pe celălalt și am, cred că ne-am surprins unul pe altul, prin ceea ce am făcut. Am gătit împreună bine, mai mult eu. Pe bune? Da. Îți place să gătești? Da. Mai însărcinat, separat, nu cu părinții Cleopatra. Da. Wow, fine. Hai să mergem mai departe. Tu ești fan Michael Jackson. Da. De câteva ori ai menționat acest lucru. De când? Din copilăria ta? Când da. ai descoperit pentru prima dată creația lui Michael Jackson. De ce te întreb? Pentru că și mie îmi place foarte mult și am ascultat practic toate albumele, și în mașină am zi de zi câteva melodii care neapărat cântă. Deci, practic, el a fost primul artist internațional care mie, cel puțin, mi-a marcat toată copilăria, înainte de a descoperi și alți artiști, atât străini cât și români. Pentru că Așa cum mi se părea atunci, așa mi se pare și acum, un artist complex. Cânta, dansa, scria muzică, adică, wow, a avut o carieră și a fost un artist cum nu cred că o să se mai nască vreodată pe planeta asta. Și mă atragea foarte mult, nu știu, și acum ascultând piesele de atunci, mi se par foarte fresh. Adică ce sounduri se făceau înainte, comparativ cu acum, nu mi se pare mare diferență în funk sau în pop. Adică avea o tehnică destul de avansată și atunci, care acum sună la fel de bine. Adică cam asta înseamnă să fii un artist adevărat până la urmă. Tu ce ai uh, preluat de la el? Sau ce ți-ar plăcea să, să implementezi? Nu știu să dansez deloc. <laughs> 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 nu, uh, cred că stilul muzical clar nu, vocea nu, pentru că nu cânt în registru care el cânta. În schimb, am preluat, cred că, atitudinea și starea lui de spirit, așa ca om. Și dorința de a realiza lucruri și de a surprinde lumea. Cred că asta am cules. Care este melodia ta preferată? Uh, Give giving to me. Mi se pare că are o personalitate foarte tare melodia. De fiecare dată când o ascult, îmi dă așa o putere, o atitudine de asta foarte tare și foarte mișto. Uh, mai place Stranger in Moscow. Și nu mai zic de Billy Jean, Beat It, uh, toate, adică... Îmi place o melodie mai puțin populară de-a lui uh, Speechless, nu știu exact dacă așa. Da. Acolo, uh, se vede foarte bine, ce voce are. Și se aude foarte bine. Tu ai vorbit că în copilărie l-ai descoperit. Mulți te cunosc pe tine, iată de când ai început relația cu Cleopatra aici în Republica Moldova. Anume pentru acest lucru, în România ești cunoscut ca interpret cu hituri și cu milioane de vizualizări pe YouTube, dar puțin știu aici la noi cum a fost copilăria ta? Și, practic, tu, în interviuri, foarte puțin ai vorbit de despre asta. Mai mult, mama ta, când a fost întrebată, a, da, a povestit da, da. câte ceva. Tu te-ai născut când ea avea doar 18 ani. Da? Foarte tânără era. Foarte tânără, da. Erau nepregătiți, zicea și ea că erau cumva șocați în situația aia. Mulți da, recomandau au fost... să uh, renunțe la copil și tot așa. Ea a simțit că uh, trebuie să păstreze copilul și iată tu ești aici. Bine că l-a păstrat. Deci bine că l-a păstrat. Ce ți-amintești din copilăria ta? Ce ți-au spus părinții? Cum erai? Am avut o copilărie în același timp fericită, dar în același timp și tristă. Pentru că am avut parte de copilăria aia. Sinceră și fericită, când nu știam ce înseamnă telefon. Ai, mi-au cumpărat calculator pe la 8 ani. M-am bucurat de ieșitul afară cu prietenii și jucatul, nu știu, diferite jocuri de a ascunsele, șotron. Adică, ceea ce copiii se joacă în ziua de azi pe telefon, noi ne jucam între noi. Și mă bucur că am avut parte de copilăria asta lipsită de smartphone și gadget pentru că a fost natural, a fost ceea ce îi trebuie fiecărui om la început de viață să parcurgă, să facă mișcare în primul rând, să își facă prieteni, să culeagă stări, emoții, experiențe și o bună parte din copilăria mea am petrecut-o cu prietenii cu ai copilărit în oraș? Nu chiar în oraș. Lângă oraș am copilărit într-un cartier al aviatorilor, așa se numea, aproape de Veselu. Un cartier, practic, în mijlocul pădurii. Adică eram înconjurat de pădure și și asta mi-a plăcut pentru că tot timpul petrecut acolo m-am bucurat de un aer fresh și de oxigen. Practic. Și cealaltă parte a copilării mele, deja ai mei au fost nevoiți să plece în străinătate, să muncească. Prima dată a plecat mama. E, și atunci nu era ca acum să vorbim pe FaceTime, pe video, să ne vedem de câte ori vrem pe zi. Nu, atunci vorbeam la telefon, țin minte, dacă vorbeam de două ori pe săptămână, eram cel mai fericit. Tu aveai doar 10 ani când ea a plecat. Mm, nu. Sau mai mic. Era. Mai mic, da. Cred că vreo 7 ani, 8 ani, pe acolo. Ei au plecat împreună, tu ai rămas cu o prietenă de-a mamei. Prima dată a plecat mama. Pentru că tatăl meu deja avea un serviciu în țară și nu putea să renunțe. După care a plecat și el, m-am dus și eu, am fost la o, un... într-un moment la școală acolo. N-am putut să mă acomodez și m-am întors înapoi. Și a fost greu. Și acum când mi-amintesc, parcă îmi vine să trag aer în piept și să răsuflu, pentru că -n... S-a simțit foarte mult lipsa mamei în foarte multe momente. Adică se întâmpla să vorbesc cu ea pe video, după ce tehnologia a mai învasat un pic, și să vorbesc, da, ce faci, mamă, ești ok? Da, și eu bine. Și să închidă și să am la în ochi, și la fel. Și pentru un copil e foarte greu să treacă prin... Prin provocările astea pe care viața ți le oferă. Dar de ce i-a hotărât să pleci, atât la un moment dat, împreună? Aveați dificultăți financiare sau mereu a fost da. ambiția mai mare să-i ofer copilului meu tot ce trebuie să aibă un copil? A fost cumva mai mult din problemă financiară, pentru că pe ei nu prea i-a ajutat familia cu bani sau ei ce și-au făcut, și-au făcut pe forțele lor proprii și atunci că nu prea a mai fost ok în țară, atunci s-au gândit să meargă afară pentru că salariile erau altfel, puteai să faci mai multe lucruri cu un salariu pe lună din altă țară față din România și atunci a fost nevoie să plece și să rămân eu aici pentru că mie aici practic îmi plăcea. Eu, a fost foarte greu, a trebuit să mă convingă foarte, foarte mult până să, să Accept ca eu să plec acolo și deja să mi iau totul de la capăt, nești în limbă, nești în, neavum prieten, neavum nimic. Adică câine sur la vânătoare, cum s-ar spune. Și, și dar jumătate de an ai rezistat. Da, am fost în clasa a 6-a un semestru. N-am putut să mă acomodez. Eu eram prieten cum sunt și acum de altfel, cu toată lumea, chiar dacă nu i cunosc. Respect pe toată lumea, pe cine mă respectă. sunt sociabil, ajut pe cine pot să ajut și când nu primeam chestia asta în schimb și eram marginalizat, bine, atunci era și o situație în care românii erau poziționați mai greșit din cauza altor persoane de la noi din țară care făceau nenorociri pe acolo. Cumva eram plasat în aceeași oală cu restul și mă făceau țigan, mă făceau... Adică îmi spuneau că vreau să le fur lucruri, ceea ce nu se întâmpla niciodată. Eu încercam să fiu prieten cu toți. Încercam să-mi câștig respectul tuturor ca să vadă că sunt un om normal și ok, și că n-am nicio problemă cu nimeni. Și atunci nu se întâmpla. Adică eu ofeream respect, atenție, înțelegere, tot, dar nu primeam schimb la fel. Și... Adică erau răutecioși copiii la școală? Nu toți, dar majoritatea, da. Și, atunci... Și asta te-a determinat să le spui părinților că ai vrea da. să revii? Da. Eu le-am zis, adică ai mei aveau un job foarte stabil, câștigau super bine acolo. Și colac peste pupăză, eu m-am trezit la final de semestru, eu vreau să mă întorc în România, că drumul meu nu e aici. Fix așa le-am zis, că nu simțeam că viitorul meu e acolo. Adică dacă aș fi rămas acolo, probabil că m-aș fi angajat într-un restaurant, eram vreun, nu știu, chelner sau lucram ceva. Chiar am lucrat acolo, pe la... 12 ani, mi se pare, am lucrat în, în bucătărie cu ai mei. Ei lucra la un restaurant și eu mai stăteam, mai aranjam furculițe, tacâmuri și la final, la acolo se plătea la final de săptămână, mai mă plătea și pe mine patronul cu 20-50 de euro. Pentru mine erau bani, mi se părea la 12 ani să câștigi primii bani din ceea ce făceam. Era o bucurie. Și ce au zis părinții când le-ai spus că ai vrea să revii în România? Păi nu s-au așteptat nicio secundă. Ei credeau că m-au obișnuit, că e ok, că o să avem o viață frumoasă, cu toate că noi am stat în Sardinia atunci, perioada aia, și Sardinia o insulă foarte frumoasă, adică se compară puțin, se aseamănă de fapt cu Maldive, adică apa mării e la fel de cristalină. Și de... Adică dacă n-aș fi fost la școală, probabil că acolo aș fi rămas. îmi plăcea foarte mult, acolo nu iară niciodată, nu ninge, Iarna e la fel ca toamna la noi, adică doar plouă și puțin răcoare. Și în prima fază n-au fost de acord, au încercat să-mi explice că da, dar uite, noi aici avem o situație mai bună, avem mai multe posibilități, putem să-ți oferim mai multe, dar eu am zis, nu vreau să-mi oferez nimic, eu vreau să merg la mine în țară, la colegii mei de pe vremea și să-mi să, să creez un drum acolo nu știu, ceva mă, mă, lega practic de România și îmi zicea să mă întorc. A revenit și tatăl tău la, la scurt da, timp. Da, 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 El a venit practic cu mine, pentru că nu avea cine să stea cu mine, cine să se ocupe de educația mea. După a stat o bună perioadă cu mine, după care a trebuit să plece și el, din nou la mama mea, în Italia. Și eu am rămas practic printre prieteni de familie, pentru că cu rudele a fost mai complicat. Am avut așa o legătură mai neplăcută. Practic nu au fost alături de noi în niciun moment în care ar fi putut să fie cu, măcar cu inima, dacă nu fizic. Și atunci eu am rămas, cred că un an sau doi ani, am stat la niște prieteni de familie foarte buni. Am crescut acolo, În clasa 8 ai avut o experiență mai total neplăcută pentru un copil. Într-un interviu, tu ai vorbit un pic foarte puțin, mai mult mama ta a vorbit despre da. faptul că era îndrăgostit la acea etapă de o fetiță și ea a decedat în baie, s-a da. intoxicat ce s-a întâmplat și poți să spui un pic despre acea mm. relație, probabil o dragoste copilărească. Da, o dragoste copilărească la, urmă, la ce a aia, dar... tine, iată, la acea etapă, la acea experiență? ți minte că eram în clasa 8 -a. Eu, în general, nu că mă feresc, dar când vine vorba de subiecte astea sensibile, să devin și eu automat mai sensibil. Într-o seară, venisem de la școală sau eram... Nu, eram în weekend, mi se pare. Și uh, trebuia să ieșim în oraș uh, un grup de colegi, printre care și ea. Și uh, se apropia ora de ieșit în oraș și o colegă m-a sunat. Edi, tu știi ce face? Că nu răspunde la telefon, nu știm, de o oră. Îl sună pe tata ei, tata ei nu știa pentru că nu era acasă. Ea era practic singură acasă. Trec orele, nu știu, se face foarte seară. Și tot colega respectivă mă sună. Georgiana a murit. Și am zis, cum? Adică n-am realizat la momentul respectiv ceea ce s-a întâmplat, că nici nu eram, nu aveam foarte multe experiență cât să mă sensibilizeze foarte tare chestia, dar în același timp eram lovit, practic, afectat de chestia asta. N-am crezut până la, un... Și eu sunasem toată ziua, nu nu răspundea la telefon. Și practic am aflat vestea și am crezut că nu e adevărat, m-a lovit ca trenul așa. Adică a fost ceva total neobișnuit. Dar Momentul și modul și cum s-a întâmplat e foarte da. straniu. Da, da, da. într-un final s-a aflat care a fost da, ea practic își făcea duș, se pregătea trebuie. să iasă în oraș și acolo în duș, nu știu, din cauza centralei termice s-a declanșat gaz care nu mirosea. Ea nu și-a dat seama și, nu știu, i s-a făcut rău aleșinat și și cum ai depășit, iată, o asemenea experiență, mulți nu o pot depăși având o vârstă, având mai multe experiențe de dragoste, mai multe eșecuri sau succese. La tine era o primă situație de acest fel. Tu ce ai simțit? Cum ai reușit să, să treci peste asta și cine te-a ajutat? Păi, fiind doar un copil, țin minte, noaptea aia n-am închis, n-am putut să dorm. Pentru că pentru mine era foarte greu să procesez întâmplarea respectivă, nu înțelegeam, mă gândeam, dar cum, dar stai, dar de ce, dar... Efectiv nu înțelegeam și am stat treaz până dimineața și după, nu știu, cred că m-au îmbărbătat foarte mult, colegii au avut o influență foarte bună asupra mea și singur am depășit, adică automat ceva, nu știu, m-a întărit în zilele alea și mi-a zis: Nu trebuie să suferi, nu trebuie să. Așa s-a întâmplat. Așa trebuie să întâmple. Înseamnă că eu consider că fiecare om de pe Pământ are câte o misiune. Consider că misiunea pe Pământ s-a terminat atunci, a trebuit să se termine atunci. Am înțeles, am asimilat chestia asta și am reușit să trec peste. Dar în timp te-a marcat cumva? Adică ai anumite amintiri, trăiri care te fac să trăiești aceleași um, Acum ceva timp aveam, acum ceva ani, dar m-am obișnuit chestia, m-am resemnat, să spun, chestia asta și în continuare e o situație tristă dacă mă gândesc, doar dacă mă gândesc mă, mă oarecum, dar în același timp asta e, cu toții suntem muritori pe pământul ăsta, de asta, avem doar o viață, și trebuie să încercăm să nu construim așa cum simțim noi, să facem fix ce simțim. Și tu faci ce ce simți, tu faci muzică. Spune cum a ajuns muzica în viața ta. Da, pasiunea pentru Michael Jackson, tot felul de melodii în copilărie, dar tu când ai înțeles că poți cânta? Când ai înțeles că ai flair-ul ăsta? Păi tot în copilărie. Am descoperi muzica, sau cred că ea m-a descoperit nici nu știu. Cumva tai mea mi-a mi insuflat pasiunea asta pentru muzică, pentru că el cânta prin casă bine, ca un hobby, așa, nu... Țin minte, mi-a cumpărat un microfon, primul microfon era de la de calculator, așa, cu o suprafață plată și lung. Și mi-a făcut el un sistem acolo în care eu mă auzeam pe boxe și mie mi se părea wow, adică eu credeam că, îmi imaginam că dau concerte la mine în cameră, cântam la telecomandă, îmi imaginam că am mii de oameni în față care mă aplaudă, care îmi cântă piesele. Tu spuneai într-un interviu că întâlnirea cu Randy ți-a schimbat viața. Da. Cum anume, când s a întâmplat acest lucru pentru că tu ziceai că la un moment dat i-ai întâlnit pe cei pe care îi urmăreai, îi ascultai în copilărie și nu puteai să crezi că da, acești oameni să... sunt în mediul tău și poți să lucrezi cu ei. Îmi doream să fiu ca ei și nu înțelegeam cum de-au ajuns să fie la televizor, să cânte, să... Doamne, mă fascina toată treaba asta de artiști, imaginea, tot, efectiv, tot pachetul. Și întâlnirea cu Randy, practic, noi ne-am întâlnit acum vreo șase sau șapte ani la altă casă de discuri, la casă de discuri al lui Smiley. Și el era semnat ca artist atunci, el nu avea casă lui de discuri. Și acolo ne-am întâlnit prim pentru prima dată, eu aveam 14 ani, am fost la o sesiune pentru că, bine, neavând niciun... Nici o școală. Eu aveam doar o pasiune și m-am dus la niște oameni cu experiență să văd dacă pot să fac ceva din pasiunea asta sau nu, să-mi dea un verdict, dacă sunt bun sau dacă să mă las. Uh, și țin minte am dat acolo o probă. Când am ieșit pe hol, am întâlnit pe Randy. Și ne am cunoscut, am făcut cunoștință. Uite, eu cânt, el a crezut prima dată că Taica meu cântă. El l-a întrebat pe taică meu și noi noastră, cântați cu ceva. <laughs> da, și um... De atunci, practic, am ținut legătura, Eu eram la liceu și el mi-a spus, tu trimitem cavruri, piese, nu te du la niciun concurs televizat pentru că nu o să te ajute, tu compune, cântă și la 18 ani te așteptăm aici. Și uh, asta am și făcut, am continuat pe tot parcursul liceului, fiind însetat de tot ceea ce înseamnă muzică, am continuat, îi mai trimitem câteva, câteodată un cover, îi ceream părerea, uite aici ce crezi, cum l-am cântat, sau mă sfătuia, uite iați un microfon mai bun, uite trebuie să cânti așa, dar ascultă și genul ăla de muzică, cântă și aia și după terminarea liceului am cunoscut, adică în timpul liceului am cunoscut și alți oameni, persoane publice care tot așa mi-au promis că o să mă ajute m-au ajutat până într-un anumit punct. Practic, ei m-au și făcut să vin la București pentru că mi-au promis că o să mă fac artist, că o să facă orice, le stăm putință ca eu să devin artist. Eu asta așteptam și asta îmi doream și pentru mine a fost ca, nu știu, ca un bilet de tren așa, doar dus. Și m-am mutat la București, am stat, cred că în preajma lor, un an jumate, mi se pare, în care ei mă luau cu ei la concerte, mă scutau pe scenă, cântam, dar nu se întâmpla ceea ce îmi doream eu. Adică eu de pe vremea compuneam, bine, la un nivel mai mediocru față de acum, dar făceam lucruri, făceam idei, scriam versuri, atât pentru alți artiști cât și pentru mine. Făceam piese cap coadă sau dacă nu le cedeam, la ajutorul să le terminăm ca să mă lansez, pentru că îmi doream foarte mult să scot o piesă nu mă interesa ce piesă, dar vreau foarte mult să lansez o, o, piesă. Și ai înțeles că nu este calea pe care dorești da, m să Da, am înțeles că ei m-au ajutat. Adică eu, fiecare persoană care a contribuit în cariera mea, nu o să uit niciodată sau nu o să o critic niciodată. Pentru că ei m-au ajutat practic până într-un anumit punct. De acolo eu am simțit nevoia că trebuie și mai mult. Adică eu îmi doream și nu am vrut să rămân acolo. Alți prieteni de mei au rămas la același nivel pentru că nu și-au dorit mai mult. Eu mi-am dorit mai mult. Și atunci mi-am adus aminte că, mă rog, am fost și pe la Marius Moga la studiu o perioadă de timp, nici acolo am simțit că nu e locul meu, până mi-am adus aminte că mă cunosc cu Randy și că aș putea, adică am zis, asta e ultima mea încercare, dacă nu mi iese, și oricum când am plecat din Caracal, din orașul în care am terminat și liceu, am zis, eu mă mult la București, eu vreau să mă fac artist. Eu nu m-am gândit la facultate, nu m-am gândit cum se gândeau alți colegi de-ai mei, unde să mă duc, poliție, armată, medicină, ceea ce nu e rău. Adică dacă simți că ești făcut pentru asta, go on. Eu am simțit că sunt pe platura asta artistică, întotdeauna. Așa, piesa de debut. Nu știu dacă de debut, dar cea care cumva a devenit o piesă de succes, doar pe a ta. Ea este de debut. Da. Împreună cu Ioana Ignat. Nu știu că tu știi că vreau doar ai intrat încă de la lansare în topul celor mai difuzate piese la radio și TV, fiind numărul 1 Cum a apărut această colaborare și cât de conștient erai tu că va fi un hit? Eu nu eram conștient că o să fie hit Eu îmi doream, înainte să lansez piesa, am mai trecut prin alte piese, trăgeam demo-uri Și practic până să ajung la piesa asta aveam o altă piesă în care nu, nu făceam nici la piesa asta, la doar pe ta nu mi făcusem așteptare. Adică îmi doream să aibă succes, să intre pe radius. Dar aveam o piesă și atunci nu era semnat cu nicio casă de discuri. Nu investea nimeni în mine. Eu doar îmi doream să lansez o piesă, dar nu mă gândeam ce poate să genereze sau dacă poate să genereze un succes sau nu știu, ceva. Și am vorbit cu managerul meu de atunci, managerul meu de acum, dar atunci nu era managerul meu și am zis, ok, uite, eu vreau piesa asta, vreau să o lansez fără clip, ce costuri implică, nu aveam niciun ban, adică nu aveam cum să-mi susțin eu piesa și aveam o mașină. Și am zis, uite, dacă tu îmi dai piesa asta, eu mi vând mașina, cumpăr piesa și îmi fac și un lyric video, măcar, dacă nu am avut deci tu piesa ai auzit-o undeva, adică tu trebuia să Era deja înregistrată, pentru că eu deja eram la Famous. Așa. Printre demouri, printre ghidurile pe care le trăgeam, s-a și piesa respectivă. Și nu știu, mă atașasem eu foarte tare de ea, nu știu, îmi plăcea sau aveam dorința asta foarte mare să lansez o piesă și nu mă gândeam dacă e neapărat bună pentru mine sau... Și am zis, eu sunt stare să-mi vând mașina doar ca să-mi lansez o piesă. Și nu mă interesează nimic, doar să lansez o piesă. Și el mi-a zis, dar stai un pic, nu te grăbi, că uite, mai stai cu băieții pe la studio, mai caută, mai uite, mai trage și pe alte piese, mai înregistrează și alte. Și atunci s-a nimerit să înregistrez doar pe a ta, la vremea respectivă nu avea nicio voce feminină, adică o cântam doar eu. Și s-a nimerit să fie și Rand din studio, alături de Șandri, cel care mi-a și compus piesa. Iese Randy din studio, ies și eu după ce am ascultat piesa și mi-a zis, mi a tras deoparte, eu cred că asta e piesa ta, cu asta trebuie să te lancez, că e, are potențial, simt eu că o să fie ceva. Și atunci mi-a dat și mai mare încredere și mai mare curaj și a zis, okay, aștept, nu mă grăbesc, ei sunt mai buni ca mine, ei știu. Și atunci, printre multe alte artiste care au tras pe piesa, piesa mea, s-a nimerit și s-a concretizat să fie Ioana Ignat. S-a pupat foarte bine. Tu ai selectat, da? Deci te-ai gândit la mai multe opțiuni? Nu, ei s-au gândit. Uh -huh. A, cred că pot să spun asta, n-am... Um, Lidia Buble trebuia să fie. Nicole Sheri Nicoleta Nucă. Uh, încă o artistă, dar nu mă știu. Și Ioana Ignat. Și ei ascultă și înțeleg. Se pliază vocea da, da, da. cu melodia și dacă e potrivită pentru tine și tot așa mai departe. Da, și... Um... Mi-a înregistrat vocea, practic noi ne-am cunoscut la clip, când am filmat videoclipul, noi până atunci nu știam, eu habar n-aveam cine, ea la fel. Și uh, am lansat piesa, nici casa mea de discuri nu avea o încredere foarte mare în mine, pentru că prima piesă la un artist la început de drum nu știi dacă o să meargă sau dacă o să genereze bani, succes, faimă și tot. Și spre surprinderea mea, chiar și acum, mereu cred că o să mă uimesc de treaba asta că piesa s-a lansat deja în 24 de ore, a făcut 350.000 de vizualizări, eu fiind nimeni. Ioana Ignat fusese la Vocea României, dar după ce am lansat piesa, practic eram amândoi la același nivel, adică nu mai contase că ea fusese la Vocea României și eu nu. Și am lansat piesa într-o săptămână sau mai puțin de o săptămână a intrat în playlist pe unul dintre radiourile foarte mari din România. Exact, și, și s-a menținut timp de două săptămâni pe locul întâi. Da. Plus ce m-a surprins că ea a fost uh, cea mai descărcată piesă românească de pe de iTunes. Pe, da. Și cea mai pe căutată... 57 de milioane de vizualizări pe YouTube. Uh, acum are 60 de acum milioane. 60. Asta e nebunie totală. Și a fost cea mai căutată piesă pe Shazam la vremea respectivă. Adică lumea o auzea la radio și nu știa, bă, dar piesa aia cu fluieratul, dar ce piesă... Dar cum a apărut fluieratul ăsta? Uh, din cauza mea, eu având o frustrare din copilărie, pentru că la bloc unde stăteam, mi îmi plăcea foarte tare să cânt și să fluier. Pe scară că re rezona așa, se crea ecoul ăla și mi îmi plăcea, mi se părea că sunt în studio. Și aveam niște vecini la parter, de fiecare dată când mă auzeau fluierând, și pe mine și pe taică meu, că doi aveam chestia asta, ieșeau din casă și ne atrăgeau atenția. Băi, nu mai fluierați, ce atâta fluierați, dar unde sunteți, pe câmp sau... Și eu, cred că având frustrarea asta, stând în studio cu șandrii, Uh, piesa era doar uh, 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 Fără fluerat El edita vocele, era într-o mică pauză De înregistrări și eu am început să fluier Din obișnuință, cred din, Nu știu Și m-am trețit fluerând Și el s-a oprit, ia un pic Ia mai o odată și hai să tragem Cred că mie îmi place și cred că asta o să atragă atenția Și fix Nu știu dacă ăsta a fost elementul ăla Definitorul pentru piesă care să atragă atenția Și lume... în general lumea știe piesa după fluierat, adică piesa cu fluieratul ăla, pentru că era o piesă diferită a anului 2017, nu mai era o piesă de genul ăsta pe radio cu fluierat, duet, așa, adică a fost o chestie, nu știu dacă inovatoare, dar neașteptată și plăcută în același timp de oameni. Da, deci mie mi s-a întâmplat chestia asta să... Tot ceea ce mi-am dorit eu, când spuneam mi imaginam în cameră când la telecomandă, că dau autografe. Deci după ce am lansat piesa aia, parcă toate lucrurile alea le-am văzut așa în față. Adică lumea am cântat piesa la concert, vers cu vers. Lumea mă recunoștea pe stradă, dădeam autografe, lumea făcea poză cu mine. A fost chiar peste noapte, aș putea spune că succesul a venit peste noapte, pentru că s-a întâmplat foarte rapid și nu m-am așteptat niciodată, adică mă gândeam, ok, într-o lună, două, jumătate de an, un an, poate o să reușesc să intru pe radio sau ceva. Dar s-a întâmplat neașteptat de repede. Dar vorbind despre cea de-a doua melodie pe care ai înregistrat-o cu Ioana Ignat. Deci da. scrisă cap coadă de tine da, și text. Nu, și... nu, nu, nu. E scrisă și compusă, adică linie text, de am, amândoi. Și de mine și de Ioana în trei zile. Și, în trei zile, practic, am făcut cam 75% din piesă. Um, De unde a venit ideea asta, în palma ta? Sună așa, în zona uh, filosofie, un pic, dar a prins. Um, chiar și Cleu mă întreba acum câteva zile: Po da, era piesa pe radio în Chișinău și m a dat ce ai avut un cap să scrii în palma ta? Ce în palma ta, eu aș cânta. Practic, e o metaforă. În palma ta, adică, eu aș cânta dragostea mea, ție, îți ofer dragostea, îți ofer sufletul meu, îți ofer tot. Tu ai grijă de sufletul meu pentru că ți-l dau în palmă, să nu-l scapi. Și, practic, asta e esența refrenului. În palma ta, eu aș cânta. Și asta tot s-a bucurat de un succes. Da, da, da. da. A fost... În, a... În circa 50 de milioane de vizualizări pe, pe, pe YouTube. YouTube are la această oră. Da, a fost... A... Noi aveam două piese, adică următoarea noastră piesă depindea de două piese. Adică pe masă era în palmata și altă piesă, făcută de Randy, care era, cred că avea același potențial, la fel ca în palmata. ta. Și casa de discuri a ales în palmata, ta piesa făcută de noi în trei zile. Noi nu știam, adică nu ne plăcea. Se auzea bine, curgea, totul era foarte melodios, armonic, așa. Randy n-a avut niciodată încredere, nici o secundă în, în palma ta. A zis că refrenul nu e sus, trebuie, dacă nu e cântat sus, nu o să aibă succes. versurile, ce înseamnă? Hai să Sunt... reamintim refrenul celor care nu fac asocierea cu, cu titlul. Cum sună? În palmata ta eu aș cânta dragostea mea de mai lăsa. Ți-aș cânta în toate zilele, Ți-aș cânta în toate nopțile, în palma ta, eu aș cânta. Ochii mei, tu te pierdai, te pierdai, te pierdeai, doar iubire căutai. Au fost oameni care n-au crezut, n-au crezut în piesă, au zis ok, prima a fost number one, a fost peste tot. A avut, practic, vârful succesului în țară și nu numai. Și au zis, maxim dacă o să facă 5 sau 6 milioane de vizualizări pe YouTube și o să fie puțin așa la radio în teste, e ok pentru voi. Și am zis, ok, da, noi eram niște copii, ne doream foarte mult să lansăm practic munca noastră, pentru că până atunci eu nu mai lansasem vreo piesă făcută din mâinile mele. Uh, și a fost contrariu la tot ce... Adică, în general, în viață e bine să mergi contravânt chiar dacă se spune nu, nu o să se întâmple, nu o să ai succes, nu, dacă instinctul tău spune să faci chestia aia, fă până la capăt. Și în momentul ăsta ce faci tu? sunt pe rande și zici, a, nu ați avut încredere în piesa mea? Poftim. Nu, dar eu nu <laughs> sunt, nu, 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 nu. Nu, evident cu pozitivism. Da, și... eu în general nu-mi place să mă laud pentru nicio reușită de -a mea. Îmi place, în schimb, să fiu laudat. Mm niciodată nu am zis eu am succes, sunt pe radio, sunt number one, pentru că eram cu, um, chiar, eram conștient și la prima piesă și la a doua. Ok, eu să am succes, poate să fie number one, poate să am concert în toată țara, cum s-a și întâmplat, dar nu o să fie la nesfârșit. Și eram conștient de asta și am zis păi, trebuie să rămân același om, natural, normal, adică eu cum sunt la televizor, în interviuri, pe scenă, așa sunt și pe stradă și cu Prietenii și n-am dublă personalitate sau nu încerc să joc un rol la televizor. Adică să... nu te-a schimbat acest succes. Nu niciodată. A schimbat în din partea tuturor invitații la televiziune, mai mulți bani, mai multe solicitări la da. concerte. Asta da. cariera mea a schimbat, tot a schimbat tot succesul generat de aceste piese, dar ei pe mine ca om și personalitate și acțiune, o secundă. Două melodii de succes, zeci de milioane de vizualizări, cumulat au peste 100 de milioane de vizualizări pe da. YouTube, ambele melodii. Asta înseamnă și foarte mulți bani pentru tine, nu. deci, cum nu. se întâmplă în România. Dintr-un number one, nu poți să-ți faci nici măcar o casă. Nu poți să faci un palat, nu. Eu mi-am cumpărat o mașină din. Din e vorba de câteva zeci de ta. mii de euro. Da. În România nu sunt foarte bine plătite drepturile de autor, pe cât sunt plătite în afară. Adică, dacă ai un hit internațional, cu siguranță îți generează mai mulți bani și da, poți să-ți cumperi și un palat și poți să-ți faci tot. Dar în România nu. Adică, sunt. În primul rând, nu poți să treci din drepturi de autor, doar din drepturi de autor. Am observat la tine o pasiune să faci diferite colaborări cu diferiți artiști. La un moment dat ai colaborat și cu Cleopatra, Cozonac. Da. Eu trebuie să recunosc că atunci când ai nostalgia asta de sărbători, de copilărie, asculti melodii care sunt reprezentative sărbătorilor și Crăciunului, și eu am ascultat destul de mult Cozonac, o melodie tot compusă de tine. sau da. Cum da, da, apărut compus, a apărut și cum ai. Reu cum ai Convins-o sau cum a fost această colaborare cu Cleopatra? Atunci păi, când nu erați um, iubiți. Nu. Atunci doar eram prieteni. Dar chiar și atunci aveam o conexiune de asta foarte frumoasă. Adică o simțeam amândoi. Piesa Cozonac, apărând dintr-o metaforă pe care am făcut-o la un moment dat, am zis... Păi, cozonac, ok, mă frământ, mă frământ ca un cozonac și am zis, asta e că asta e tare și aș putea să o folosesc într-o piesă. Și practic așa a luat naște refrenul, cu tine nu știu ce să mă fac, mă frământ ca un cozonac, pentru că persoana respectivă nu îmi dă de atenție și eu, făcând raport cu sărbătorile, am să fac ceva drăguț. La perioada respectivă o gândisem ca o piesă de grup, gen All Stars, cu mai mulți artiști din România. Am terminat piesa, atunci s-a nimerit să fie ea la studio. Eu am arătat ce mai fac, printre altele, cozonac. Și ea, nu știu, i-a plăcut din prima, s-a atașat foarte tare de piesa respectivă și tatăl ei, la fel, i-a plăcut foarte mult. Și mi se pare că pe drum, sau dacă nu mă înșel... Acolo este Cleopatra și... Da. <laughs> Memoria mea este acolo. <laughs> da, I-a spus pe drum, uite, ar fi tare să faceți piesa asta voi doi, împreună. Și seara m-a și sunat din Chișinău. Tatăl sau Cleopatra? Tatăl ei. M-a sunat, uite, Cleo s-a atașat foarte tare de piesă și noi aveam, am avea o idee să o cântați voi doi. Și am zis, ok, super, am renunțat la orice, all stars, nu m-a mai interesat. M-am bucurat că o am piesă cu ea pentru că știam de când sunt mic și a fost o onoare. Și acum e o onoare să cânt cu ea. Oriunde și când stau în studio și când câteodată uit ce succes a avut și cine e ea de fapt și parcursul ei, cariera, câteodată uit și când mă gândesc, parcă am așa o chestie de asta, un flashback, ok și înțeleg. Voi de fapt v-ați văzut cu mulți ani în urmă la Caracal, da. când ea a venit acolo să cântă. Da, 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 da. Și tu o știai, știai foarte bine cine este ea, ce s-a da. avut cu ghiță și, și tot așa. Atunci erai în calitate de, de fan. Te-ai gândit că, iată, acea fetiță micuță, peste ani, nu știu, veți avea o colaborare și se poate ajunge la ceva mai mult? Adică ce um, stare ai avut atunci când ai văzut-o la Caracal și cum ți-a rămas <coughs> în minte? Păi cam fiind un oraș micuț și cu foarte puține spre deloc posibilități, orice artist venea la zilele orașului sau atunci era de 1 Și orice artist venea de la TV, de la televizor, ca așa era, mi se părea că îl văd pe Dumnezeu. Și la fel, când prima dată l-am văzut pe tatăl ei, țin minte, în primărie, pentru că acolo stăteau până să intre pe scenă, și după am văzut-o și pe ea și mi s-a părut, nu știu, am avut un sentiment ăsta de bucurie și gen, wow, pe cine văd, știi? Și eu am cântat practic în deschiderea ei și ea, după ce am zis chestia asta, că noi ne-am întâlnit la concert atunci, i-am întrebat, bă, dar era un băiat care cânta piesele lui Smiley. Și am zis, păi eu eram băiatul ăla. <laughs> Și a fost, da, a fost uh, amuzant. Ați Dar... făcut și o poză atunci? Da, Aici da, ori? da, am mers după concert. Am aflat unde mâncau ei. Ea, țin minte că era cu familie completă, nu știu dacă era și Cezar. Mi se pare că era, de era foarte micuț. Și am mers acolo în restaurantul respectiv, i-am văzut și toată lumea, pentru că nu aveam curaj să zic, să putem să facem o poză sau... Și el, uh... Am mers și minte că ea era cam indiferent așa, nu, adică am făcut poza, da, ok, dar am treabă, mă joc sau nu, mai știu, era mai <laughs> păi de asta copil. Când s-a întâmplat? Ce vârstă ea avea atunci? Ea avea 11 și eu 14 sau 15, mi se pare. Da. Era mai mare? Era mai mare. <laughs> 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 nu cu foarte mult. Da. Și peste ani, deja când v-ați amintit de acel moment? Sau imediat când v-ați văzut la casa de producție? Pentru că cum v-ați pomenit ambii la aceeași casă de producție? Păi ea a venit să înregistreze piesa care s-a relansat Te las cu inima, făcută de Shandri, coleg de nostru de la Famous Production. Ea... Și era în studio. Eu, cum veneam zinii la studio, pe vremea în studio, doar furam meserie de la colegii mei, am intrat în studio, ei lucrau la piesă, se uita, nu știu. Și am intrat în studio, ea s-a uitat așa la mine și eu am întins mâna. Eduard, îmi pare bine. Și a zis Cleopatra. Stai, care Cleopatra? <laughs> și după aia, a, nu cred că tu ești. Mi s-a părut, mintea mea era așa, cum o știe toată lumea. Am avut un impact foarte frumos, m-am bucurat și mi-am adus instant aminte uh, de ceea de concertul de la Caracal, când ea a cântat și am zis. Și ea nu mai ține minte. După care i-am arătat afișul, că l-am găsit. Uite, am pe același afiș. Vorbeam Totuși foarte erai rar. o relație. Da. Tu ai avut o relație de trei ani cu cineva. Da, da, da. da. Și erai, ai zis că ai suferit, ai început să scrii destul de mult, tu ești romantic și sufletit, sufletist așa de fire. Adică te atașezi foarte mult de persoane. Și atunci da. presupun că nici nu vedeai o altă femeie, în calitate dacă ești fidel de fire, în calitate de nu știu, o potențială iubită. Da, dar nicio relație de a mea n-am văzut și n-am simțit ceea ce simt cu ea. Adică, ok, am avut relații de trei ani, de un an, dar nu le-am văzut ca fiind definitive. Adică, for life. În schimb, cu cum ea... a început povestea voastră de, de dragoste? Păi, petrecând foarte mult timp în studiu, ea venea în... România să înregistreze piese, emisiuni, ce mai avea de făcut. Ne vedeam mereu, de fiecare dată când ea venea, ne întâlneam. Ori așa era conjunctura, ori Și vorbind din ce în ce mai mult, am realizat cumva că merită să mergem înspre mai mult. Pentru că simțeam două chestia asta. Eu i-am zis ei dinainte ca noi să fim împreună, când am cunoscut-o și am realizat cu cine stau de vorbă și ce suflet are și ce fel de omie. eu i-am spus că tu ești fata alături de care eu pot să, alături de care eu îmi văd toată viața. N-am spus în viața mea nimănui nicio relație chestia asta. Adică nu aveați nici nimic atunci? Nu. Și nu. cum reacționează o fată când aude așa ceva? Eu cred că s-a bucurat. <laughs> Adică Dar ce primit... te-a făcut să înțelege asta? Pentru că ai vorbit și în alte interviuri, că ea este pentru mine perfectă. Așa femeie mi-am dorit, la așa fata am visat, cu ea îmi doresc toată viața să o petrec. Ce ai văzut și vezi în continuare la ea? Ce te face să gândești așa? Păi, la fel cum mi s-a părut și atunci, mi se pare și acum și o să mi se pară întotdeauna e unică. Mi se pare că e unică în lumea asta, nu mai, nu mai există ca ea. Adică am mai cunoscut persoane, am mai avut experiențe, dar nu așa. Adică e, e fix, adică eu cred că Dumnezeu mi-a dus în viața mea fix ceea ce eu aveam nevoie și ceea ce am cerut dintotdeauna. Nu mă așteptam să uh, fac pasul ăsta, să o cer de căsătorie în căsătorie la 23 de ani. Eu credeam, adică căzând din eșec în eșec, neavând povești foarte frumoase la final eu credeam că nu o să mă căsătoresc niciodată. Adică căsătoria mi se părea ceva așa ok o să mai am relații experiențe dar nu cred mai ales în industria asta muzicală e greu așa ale... credeam eu atunci până am întâlnit-o pe ea și mi-a dat toate planele peste cap azi. nu e altfel. Se poate spune că a fost dragoste la a doua vedere. <laughs> da, 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 Dar um, vorbind despre um, cupluri, se zice că mereu cei care sunt diferiți se atrag. Voi cât de mult vă asemănați sau cât de Nu întotdeauna. Sunt? Adică teoria asta mi-e dă cu virgulă pentru că noi suntem la fel și ne înțelegem extraordinar de bine. Din, dinainte să fim împreună ne înțelegeam așa și de aia am și zis, tu ești femeia vieții mele și fata vieții mele. Pentru că eu n-am mai întâlnit așa ceva. Și suntem la fel, ba mai nou, ni se spune că și se mănânc ca și fizionomie la față. Avem, adică se împrumută trăsăturile cumva la un moment dat. E, nu știu, eu mi-am dorit întotdeauna să fiu fericit și mi-am mai dorit să găsesc acea persoană care să mă leg toată viața și să știu că doar pe ea o iubesc, nu o să mă plictisesc niciodată de ea, o să o respect și o să-i ofer tot. Te ascult pe tine, și mi-amintesc de interviul fără protocol cu Cleopatra, care exact aici, în acest fotoliu, vorbea. Cam același lucru, că se vede alături de tine până la adânci bătrâneți, că doar uh, un asemenea bărbat își dorește, că este îndrăgostită. Și mi-amintesc și comentariile care au apărut ulterior: Ești prea tânără, o să înțelegi în 3-4 ani că bărbații sunt diferiți și tot așa. Uh, tu crezi că, iată, această stare de îndrăgostire pe care o aveți acum ambii se poate schimba cu anii și nu vă este frică de acest lucru? Nu? Niciodată nu o să-mi fie frică. În general, în viață nu mi-e frică de nimic. Dacă știu ceea ce vreau și ce simt eu în interiorul meu, fac. Și nu mă gândesc dacă o să sufăr din asta sau nu. Dacă eu vreau să fac ceva, fac. Dacă eu am avut dacă eu am vrut la 23 de ani să o cer de nevastă, asta am făcut și mă bucur și nu o să regret niciodată. Dar spune cum ai ajuns la acest lucru, ce am făcut primul pas atunci când a început relația voastră? Eu. Adică noi vorbeam, ne apropiam din ce în ce mai mult până am realizat. Băi, stai mă. Bărbatul e bărbat până la urmă. Eu trebuie să fac pasul. Cleopatra avea atunci 17 da? când a început eu 22. relația. Nu ți era frică? Prea tânără. Nu. Tu cu Pavel stratante, știai. Aveam o oarecare teamă pentru că nu știam cum o să reacționeze, nu știam ce o să spună, ce părere o să aibă. Bine, el știa că sunt un băiat ok și că nu sunt vagabond sau ceva, dar în același timp aveam teama aia pentru că era tată de fată și nu știai ce o să zică. Dar am avut susținerea lui încă de la început, ba chiar mai mult el a presimțit că noi doi o să avem o relație. Dar ce face diferența? Ea gândește mai matur și în interviul gândește mult mai matur decât vârsta pe care o are da. la experiența de viață trăită. Păi... Viziuni de viitor, foarte atașată de familie, ce alte caracteristici iată, tu le poți evidenția și o diferă? Practic, din cap până în picioare, nu știu, mi se pare că e diferită. Cum vorbește, cum merge, cum se uită la mine, orice. Și cred că asta a fost unul din lucrurile care m-au atras foarte tare la ea, pentru că deși având 17 ani, avea o gândire de 24. Eu nu simțeam că ea e un... nu e majoră, ci simțeam că vorbesc cu cineva foarte matur, echilibrat, cu care am ce să vorbesc. Pentru că am avut experiențe cu care nu aveam efectiv ce să vorbesc. Și atunci... De aici și cererea în căsătorie atât de da. rapidă. Da. Tu vorbi, ai vorbit despre acest subiect destul de mult, eu am ascultat foarte atent, mama a fost cea care te-a ajutat să alegeți împreună da. inelul, un inel apropo foarte frumos. Ai făcut acest gest în primele minute de când ea a împlinit 18 ani, în aceeași noapte, da? Da. Cum ai decis, pentru că totuși este un pas foarte important, și uh, unii ar spune că este prea rapid, o relație dintre care jumătate din acest an practic a fost în pandemie, voi la distanță. Da. Noi n-am făcut toată treaba asta publică, nu, adică mă gândeam mă, să uh, aranjez să-i fac o surpriză, să iau presa după mine, să Dar m am gândit, noi având viața deja destul de expusă, ce rost mai are ca să mediatizăm și chestia asta pentru că deja lumea spune că noi am uh, formăm o relație doar uh, um, pentru, ochii pentru lumii. marketing, da. Și atunci a fost ceva intim. Uh, ți am zis, nu-mi pare rău nicio secundă, nu o să-mi pară rău, nu consider că e de vreme. Și aici, referitor la ce spune lumea, pentru că există oameni cărora le transmitem o stare bună și ne spune, trimit mesaje când apărem la televizor sau când facem un live pe Instagram sau apărăm într-un story sau le spunem ceva, automat ei spun că le transmite o energie foarte pozitivă, ceea ce e foarte frumos. Dar în același timp, cum în lumea asta există bine, trebuie să existe și rău. Și avem și oameni și persoane care comentează și își dau cu părerea și critică, dar de ce? Dar o să vezi că nu e așa cum spuneți voi, că sunteți copii, că... Și vreau aici să adresez un mesaj tuturor oamenilor care critică gratuit și stau cu părerea în necunoștință de cauză. Oameni buni, dacă uite, în seara înainte de culcare sau dimineața, uitați-vă în oglindă și întrebați-vă, oare eu sunt cea mai bună varianta mea? Oare eu sunt fericit? Oare am uh, trăit viața pe care mi-am dorit-o? Oare... Eu trăiesc ceea ce am visat. Păi nu prea. Păi și atunci de ce critic eu pe altcineva dacă eu nu-l cunosc? Adică... Eu sunt de acord uh, cu tine aici și uh, zic fiecare trebuie să-și trăiască viața așa cum simte și exact. să țină cont de comentariile care apar pe internet. Uh, ce a fost atunci? Ai plâns? Ea a plâns? Uh... Erați în doi, a doua zi urmea Petrecerea, mare Petrecere, unde i-ați anunțat, anunțat pe toți. A fost un moment, cred că cel mai profund și emoțional moment din viața mea și cred că și a ei. Ne-au dat lacrimile la amândoi pentru că era ceva nemai întâlnit, unic. Cum a fost prima întâlnire cu părinții lui Eduard? Și... Cât de surprins ai rămas, pentru că mama este foarte tânără, o soră foarte mică. Tatăl mai reținut, așa am văzut că este. Cum a fost între tine acea întâlnire? Și când s-a întâmplat după ce ați decis să formați un cuplu? Ah, după ce am decis să formăm un cuplu, credeam că prima întâlnire, chiar prima întâlnire face-to-face. Ah, uh, da, a fost când asta? Face-to-face. Ah, uh, face-to-face uh, a, face -face a fost da. prima dată la studio. Uh, eu eram în promovare cu o piesă pe care o lansasem, uh, eram în primăvara. Uh, și uh, mergând la studio, constant, eu atunci lucram la piesa Eu m-am pierdut cu el, era și tatăl meu cu mine. Uh, și el mi-a zis la un moment dat, hai că părinții mei vin la studio să vor să vadă. Și aia e tot, dar eu eram atât de entuziasmată de, de, de păpușa aia mică, că am zis că eu vreau să, văd, să o văd, să o prind, să o țin în brațe. Uh, și atunci a fost prima dată când eu i-am văzut părinții uh, tet. a Chiar într-adevăr am vorbit, am avut ocazia să vorbesc și cu mama lui, cât am avut timp, că n-am -am stat chiar toată ziua la studio. Uh, și a fost foarte drăguț. Cu aia mică m-am tot jucat pe acolo prin, prin curtea studioului, dar deja în calitate de cuplu ne-am văzut mai târziu. Cred că vara când am, nu, toamna chiar, când am ieșit din carantină, el a venit la Chișinău dar cu părinții lui ne-am văzut toamna în septembrie când am promovat piesa Dragoste, vă rog, și am, am, fost și la ei acasă și acolo am reușit să stau mai mult cu ei și să mai discut, să mai povestesc. m ai simțit un pic așa de frică, oare ce să vorbesc, oare să creadă că o să fiu bună pentru feciorul lor și tot așa mai departe. Sau tu mereu ai doza asta de încredere, eu am mers, el e norocos că mare, nu eu. Sau și eu. <laughs> păi eu mereu o să mă simt norocoasă, că -s sa lui și că suntem împreună și pentru că Dumnezeu mi-l-a dat ca soț, ca bărbat, ca om partener de viață și în același timp mă simt și foarte norocoasă pentru că sunt nora părinților lui niște oameni extraordinari uh, și chiar mă simt norocoasă pentru că am, am întâlnit foarte multe uh, povești de viața altor oameni în care au avut probleme cu soacrele, care nu s-au înțeles cu socre și eu zic, cum să nu te înțelegi tu cu părinții bărbatului tău, ca, din punct de vedere a unei femei? Sau invers, și din toate bancurile și poveștile de viață, eu mă simt super norocoasă pentru uh, socrii mei. Cererea în căsătorie. Așa. Tu erai la mine în studio și vorbeai, probabil acest lucru se va întâmpla, nu știu când, nu sunt sigură că se va întâmpla când voi împlini 18 ani, dar okay. la modul cum vorbeai am impresia că tu simțeai acest lucru. Simțeam. Te urmează în timpul apropiat. Da. Așa, fratele tău a prevăzut asta, ți-a zis că tu mergi acolo să ceară în căsătorie Tu ziceai, da, ce e cu tine, nu, acum și tot așa Dar în interiorul tău ce, ce credeai? Iată starea în acea zi Sincer eu eram confuză pentru că nu știam uh, Edi nu mi-a dat nimic de bănuit Singurul lucru pe care mi l-a spus uh, înainte să Înainte cu o zi de ziua mea, pe data de 5 octombrie Mi-a zis că toată este ai dacă te mai târziu acasă Pe la 12 jumate și eu am zis că ok, probabil zic, probabil să-mi fac o surpriză. De ziua mea, nu da, m-am gândit da. la nimic uh, special în raport cu o cerere în căsătorie, nu m-am gândit la, chiar concret la asta. Cezar, tot, -a, Cezar mai mult la mișto a spus că ea cer în căsătorie, să te zic cu el acasă. Și eu zic, ce, dar și cu tine, doar, nu ne grăbim, adică eram mereu pe, pe chestia asta, că las are timp dacă ați vrei să mă șear, eu nu vreau să-l întreb, Doamne oameni cum să-l întreb. Uh, și noi în ziua aia, am fost la film, ne-am distrat, am fost la studio, am avut o emisiune, pentru că eram în promovare cu o piesă. Uh, și când deja se apropia ziua, noi am rămas singuri la studio la un moment dat, Ceea ce a fost foarte bine, pentru că uh, probabil s-au gândit că, și eu i-am zis înainte, Uite, dacă totuși ai să vrei să faci pasul ăsta, nu vreau să fii cu lume, nu vreau să fii cu presă, vreau să fii ceva super intim, pentru că asta cel mai mult contează, simplitatea și anume emoțiile care sunt în mijlocul evenimentului, nu lumea care aplaudă în jur sau... Uh, asta e fală mai mult. Uh, când e simplu și frumos e cel mai important. Și pentru că am vrut ca sentimentele să domine momentul respectiv și emoțiile. i-am zis că dacă totuși o să faci pasul ăsta, vreau să fie doar noi doi și atât. Unde a fost în studio? n-a fost în studio, a fost în curtea studioului, pentru că studioul este o vilă, practic, e o casă, care are o terasă și e pe marginea lacului. Da, a fost, romantic. da când de, de, o mii de ori am trecut în studio și așa niciodată nu m-am gândit că așa la poate fi locul în care avea să mă ceară în căsătorie. Cum așa, noi eram chiar înăuntru, în casă, cum ar veni, și el mi-a zis că acum închid ochii și las mă pe mine să te conduc. Și am ieșit pe, pe terasă, a zis stai aici și când mi-a zis să deschid ochii, deja l-am văzut în genunchi cu cu inia lui. Eu parcă retrăiesc <laughs> <laughs> emoțiile respective. În faptul că îi tremura vocea și era foarte emoționat, um, nu mai aveai ce să spui. Adică eu m-am tochit, efectiv. <laughs> Cinci minute mai târziu zic, e să facem niște poze. Și am făcut primele poze cu inelul pe deget și zic, ia să-i trimit eu lui tata, sau să, adică alor mei, știi? Ai mei mi-au așteptat la hotel să deschidem șampania, hai, la mulți ani. Și știau că noi o să venim mai târziu un pic, eu i-am anunțat. Uh, și eu le trimit poza și Nu am și tata aparte. Mama nu mi-a răspuns, tata mi-a răspuns jumătate de oră mai târziu. Noi deja eram pe drum, înspre hotel. Și îmi zice, uh, felicitări la mulți ani, nu știu atât. Mama deloc, zic, ce faci? Doarme la ora asta, parcă ne așteaptă. Și noi venim la hotel, lui tremurau genunchii. <laughs> Mi-a dat un buchet de 100 de trandafiri mari, 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 cu cifra 18 în, în mijloc. Uh... Și el mi zice, acum stau eu o ochii cu taică tău. cum ați vorbit eu cu părinții tăi în cazul dat? Eu te-am șarut din nevastă, eu cum? A...? Adică, știi, parcă stai și te gândești că asta vadă diferit, dar nu e așa, pentru că părinții mei întotdeauna l-au primit și l-au văzut ca pe un fiu. Mama a zis că, tu știi când e tata, ne-a spus că... Uh, o venit, o la mine în cameră și o zis că fata noastră e s Și mama a crezut că asta e o știre falsă, scrisă de presă, cum și-o mai fost. Și mama a zis că și s și știi Și că nu, ea că ne o trimis poză. Și a scăcut, adică a fost așa, un pic șocată. Și faptul că ne-am logodit de vreme, pentru că foarte multă lume a întrebat, măi, dar v-ați logodit prea de vreme, ați văsăturați repede unul de altul, cum v-ați schimbat voi în relații pentru că v-ați logodit? Schimbă ceva? Nu schimbă oameni buni nimic. Căsătoria nu schimbă nimic, relația, doar dacă vrei să fii așa. Pentru noi, e logodna... Și, în general, căsătoria. Este un pas important în relația noastră, doar din punct de vedere a confirmării în acte. Și noi, oricum, căsătoriți-ne, căsătoriți, necăsătoriți, oricum aveam strâns toată viața împreună. Dar data anunții. De obicei, când cer pe cineva în căsătorie, când sunteți logodiți, se stabilește și data anunții. Voi ați mai fost întrebați despre acest lucru? Între timp s-a schimbat ceva? Ați stabilit o dată? Aveți în gând marele eveniment? Păi marele eveniment, așa zis, nunta, nu știm. De fapt, nu credem că o se întâmple. Toată lumea se așteaptă să facem o nuntă foarte, foarte mare cu o mie de invitați, cu presă, cu... dar noi nu ne dorim genul ăla de... Voi să faceți cu o mie de invitați fără presă? Nu, nici măcar, nu. Noi ne dorim să fie ceva, la fel cum a fost cerea căsătorie, super intimă și n-a știut nimeni, nimeni, niciun prieten afară de părinții mei. Așa vreau să fie și înscrierea oficială, care o să se întâmple anul ăsta, în, la sfârșit de vară, început de toamnă, cam așa. Încă nu aveți o dată. Nu. E, nu, pentru că e greu să-ți mai... Sunteți cu gândul la pandemie, da? Da. Noi ne-am și gândit că vrem să facem o nuntă anul ăsta, dar îmi gândeam, da, uite, cât o să mai dureze pandemia, nu știm. Păi și ce facem? Incertitudinea asta, păi o facem? Da? Hai că ne mai gândim, dar în scrierea oficială o să fie anul ăsta. E, tu ești gelos? oarecare Doză de gelozie o am și eu, și cred că și ea, dar nu la extrem. Pentru că înțelegem foarte bine domeniile noastre, că suntem la fel, practic, suntem în aceeași industrie și știm cum să. Știm cum să Gestionați gestionăm situația, da? Nu. Până acum nu au fost gen... motive. Nu. No. Nu, păi nu ne dăm motive. Dar cât de multă încredere ai în Cleopatra? Ea fiind aici în Republica Moldova, clasa 12, urmează bacalaureatul, nu prea poți controla fiecare moment. Ok, nu știu în ce măsură și cât de des și cât de mult nu, vorbiți, dar, am că ești la studio și tot, tot așa mai departe. Eu nu pot să-i controlez viața ei niciodată. Eu nu pot să-i impun ei să facă niște lucruri pe care ea simte să le facă. Nu, e viața ei. În același timp, am zis că amândoi să avem grijă și să ne respectăm unul pe celălalt și să facem orice facem noi în viață, să nu ne facem, să ne simțim prost sau să ne, să ne simțim așa constrânși de o situație. Și cumva respectăm chestia asta, nu, nu ne dăm motive sau nu încercăm să ne dăm motive ca să ne testăm sau ceva. Nu, la noi totul vine totul natural. Nu avem nicio teamă, nicio frică, nu. M voi mai aveți ceva în comun. Iar um, are un frate cu mult mai mic decât și ea. O soră. Și tu, o soră cu mult mai mică decât tine. Sora ta, Elizabeth, este mai mică cu 20 de ani. Da. Este autoarea unei noi opere de artă și anume ceea ce vedeți pe fața mea. Sperăm că v-ați distrat cu noi. O să mai revenim și cu altfel de challenge-uri, de provocări. Uh, și mama ta a recunoscut că ea a venit pe lume Neașteptat, ne neașteptat da, da. și au dorit de mult timp acest lucru, dar zicea ea nu se gândea că mai este posibil. Nu știu, e tot ceea ce mi-am dorit eu vreodată. Cum ai spus și tu, nu ne așteptam. Nu mă așteptam să am o soră după 20 de ani, adică, na. Dar în același timp am bucurat și am. Am înțeles că și ea are ceva de îndeplinit, are ceva de lăsat pe pământul ăsta pentru oameni. Nu știu ce, pentru că a venit ca o minune, dar cu siguranță cred că are și ea o misiune. Tu ești cu ea la plimbare și lumea crede că e copilul tău. Da, la început m a real. felicitat toți să străiască. <laughs> la un moment dat și Cleo a crezut când a apărut în presă și am pus o poză că s-a născut sormă, a crezut, ia uite și pe stare, copil. <laughs> Acum eu sunt foarte curios și presupun că și cei care ne urmăresc cum funcționează șobizul în România. Se vorbește atât de mult despre anumite interese care sunt acolo, cum ajungi la radio, cum ajungi la TV, cum te invită și tot așa. Este atât de complexă toată această lume a șobizului românesc? E foarte complexă și în același timp e foarte versatilă pentru că se schimbă de la an la an. Eu am observat asta. Pot să... Adică îți spun ce poate să genereze o piesă number one în anul în care tu ai o piesă pe radio și ești super expus la radio, TV, ai concerte, te cheamă organizatori, ești la toate festivalurile, deci practic ești peste tot, anul viitor dacă nu mai ai încă un hit, lumea nu te mai bagă în seamă, la fel cum te băga anul trecut. Adică eu dacă merg la niște premii anul ăsta, pentru că am o piesă pe radio și sunt super cunoscut și toată lumea o cântă, anul viitor s-ar putea să nu mai merg, pentru că nu mai sunt pe radio și apar alții. Și de -aia e, e și greu, dar e și frumos, pentru că dacă poți să faci, să nu ai așteptări, să nu bați la ușă la producători, să-i mai întrebi, o piesă pentru mine, că aș vrea să lansez sau... Dacă îți faci tu tot, atunci ajungi la o constanță și ești foarte constant și e mai ușor. Adică se mai lipesc niște featuring-uri noi, mai, cunoști artiști noi cu care poți să construiești niște piese și să revii și în atenția publicului. Dar e foarte greu. E... Variază între ce o prezență la concert? Între zeci de mii și câteva mii de euro sau câteva mii de euro și câteva sute de euro? Nu, zeci de mii Dacă e concert, doar, la, doar la artiștii foarte mari. Delia, Carla's Dream, s-am auzit sumele astea foarte de necrezut, așa, dar nu s-a întâmplat. nu. Uh, oh, la nivelul miilor de euro. Adică, dacă ești Eu am mers și pe 300 de euro și pe 700 și pe 1000 și pe 2000 și pe 3000. Dar uh, contează Foarte... la ce etapă unde ești poziționat la ta. cea etapă când Și ce în spate? Ce cu cât ai mai multe hituri și piese cunoscute, cu atât o să fii chemat an de an la concerte, la radio, lumea o să obișnuiască cu tine. Deja nu mai trebuie să demonstrezi foarte mult, pentru că deja ai o bază în spate pe care ți-ai construit-o și atunci e mai ușor să treci de bariera publicului, să te accepte. Pentru că deja te-au acceptat la un moment dat. Dar care e formula la voi cu interpreții? Merg și la anunți? Sau uh, sunt uh, anumite categorii de interpreți care consideră că este uh, mult mai jos de nivelul lor? Unii da, alții nu. Adică de unora... Somn. Eu am cântat și la nunți, și la botezuri, am cântat și în zile de bătrân, de bătrâni, fără bani. Uh, Se plătește mai bine la nunți? Nu neapărat. Pentru că evenimentele private, în mod normal, sunt mai puțin plătite față de evenimentele în aer liber. Dar Sunt cred mai că... Diez. Da. Dacă ești un artist în adevăratul sens al cuvântului, atunci trebuie să mergi oriunde te cheamă să Nu contează că tu cânti într-o sufragerie sau într-un local unde nu prea îți convine. Nu. Tu dacă ești artist, trebuie să demonstrezi că ești artist până la capăt. Să mergi oriunde. Și la țară, și în oraș, și oriunde te cheamă lumea. Sunt artiști, uite, suntem în plină pandemie, care sunt doar cântăreți. Pentru mine, artist înseamnă pachet complet, adică să și cânți, să te duci la concerte, să compui, atât pentru mine, dar și pentru alți artiști. Atunci poți să spui că ești artist. Până atunci ești doar cântăreți, în opinia mea. Și nu mor de foame dacă vine o pandemie. Exact. Adică eu am... Eu nu prea acordam așa atenție la ceea ce fac. Adică eram conștient. Ok. Uh când ies la concerte, produc, mai și vând piese, dar acum, în pandemie, neavând niciun concert și s-a dat stop joc, am realizat că e un beneficiu fiind artist să fii și producător în același timp, că practic ai un susținere în plus. Mă uitam la alți colegi de-ai mei care nu vreau să pari într-o postură mai mare ca ei sau ceva, dar erau rău, adică nu aveau financiar, erau, nu știau de ce se apuce un instrumentist sau angajat ca să poată să trăiască, să mănânce. În e... Republica Moldova, cred că situația e la fel cu unii, unii artiști, și iată, asta ne demonstrează că trebuie să fii multilateral dezvoltat. Cum explici tu succesul basarabenilor care au venit să-și facă o carieră muzicală în România? E vorba despre Carlas, The Motans, Irina Rimes, Nicoleta Nuc. Cu siguranță mai sunt, acum scap, am zis numele. Da, așa, da, da. Sunt cele mai vizibile. Au ei ceva diferit? Da. Ce? În primul rând. Spunând aceleași lucruri, maniera în care o spun diferită atrage atenția și asta s-a observat cel mai bine la Carlos Dreams. Adică el, practic, spunea aceleași povești pe care puteam să le spună și eu și alți artiști, dar felul în care le-a spus, asta cumva cred că i-a pus cap de afiș. I-a dus uh, number one. Dar uh, ei, Carlos Dreams... Uh, de motans venind dintr-o dată în România, nouă ca românii s-a părut ceva, eu când am ascultat prima dată de motans am crezut că cântă în altă limbă, în engleză, dar îmi plăcea sau mă gândeam ce versuri au oamenii ăștia și cum, în ce manieră le spun. Mi uh, s-a părut ceva neobișnuit, dar frumos în același timp. Și a fost așa un val foarte, foarte mare de, de artiști din Moldova, dar care au spus ceva și spun ceva în muzică. E foarte important să poți să-ți transmiți un mesaj. Până la urmă, despre asta e muzica. Muzica trebuie să-ți transmită o stare. Fie că e de dragoste, fie că e de bucurie, de tristețe, dar în același timp contează și maniera în care o spui. Și eu o spun foarte bine. La noi sunt veșnic discuții în campanie electorală despre concerte politice. Și dacă interpreții merg acolo, atunci sunt băgați în buzunarul cuiva. În România este această problemă? Tu accepti să mergi la concerte în campanie electorală pentru anumiți politicieni sau formațiuni politice? Da, dar nu cred că e ceva rău în asta. Adică eu sunt apolitic, nu mă pasionează, nu vreau să intru în politică, în subiecte de politică, nu mă reprezintă, nu e despre mine și nu, nu sunt în postura în care aș putea să-mi dau eu cu părerea despre așa ceva. Dar eu mă gândesc că... Asta fac toți artiștii. Da, pentru că e logic, câștigăm bani. Oriunde am merge, eu mă bucur și dacă mă cheamă într în cadrul unei campanii electorale sau dacă mă cheamă la un bal de boboi sau pentru mine binevenit orice Orice concert e binevenit. Nu mă interesează că e vreun partid politic sau... Important să nu mergi acolo, să spui, votați, da? Asta. Niciodată n-am spus asta. Despre Republica Moldova, dacă totuși știu, a câta oară ești aici? Am uitat. Cum ți se pare accentul aici? Simți o diferență enormă de limbă română? vorbite în Republica Moldova și vorbite nu știu, cu cea de la București, cu siguranță, <laughs> în general în România. Automat e o diferență, dar în același timp, de exemplu, Cleo când vorbește, eu mă bucur instant, sunt fericit. Maniera în care vorbește și cum spune cuvintele, ceea ce pentru mine nu e normal sau la modul nu sunt obișnuit cu chestia asta. Dar, nu știu, mi se pare ceva nou și ceva plăcut în același timp. Dar dacă ai descrie în câteva, nu știu, cuvinte, propoziții basarabenii, care ar fi? Niște oameni foarte calzi. N-am... N-am ce să spun de rău. Pentru că am toți oamenii cu care am luat contact aici, pe care am cunoscut, mi s-au părut niște oameni foarte omenoși, foarte sociabili, poate câteodată mult mai omenoși față de România, față de oamenii de acolo, sunt foarte bun prieten, nu știu. Sunt și cât de mult calz. contează ca muzica ta să ajungă și peste prut? Adică, este o piață care contează pentru artiștii din România sau este, este, nu? Pa. Păi, pentru mine un avantaj în plus că aici sunt difuzat atât la radio cât și la TV. nu îmi pare rău sau. N-am niciun regret că sau vreo nemulțumire că sunt aici, da, dar puteam să fiu în America. Pentru mine e o bucurie în plus chestia asta, că sunt plăcut chiar și aici. Și abia aștept când se dau drumul la concerte să vin să cânt și aici. N-am cântat niciodată. Te așteptăm, să sperăm că vom avea concerte. Doamne ajută! Cine a făcut primul pas pentru a crea un cuplu? Care dintre voi a avut inițiativă la primul sărut? Cine dintre voi sărută mai bine? Ai, 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 ce făinuț! Cine este mai romantic? Cine este mai supărăcios? Am înțeles cine este mai gelos? Ah, interesant. Cine este mai amuzant? Care dintre voi a vrut mai mult nuntă? Sau vrea mai mult nuntă? Oh, cât de fain! Cine dintre voi cântă mai bine? Ai sinceritate? Mm. <laughs> Îmi place răspunsul Cleopatrei. Așa, frumos, frumos. Cine e mai uituc? Uituc! Mereu! <laughs> <Bă, bă>, <laughs> Dar cine cheltuie mai mulți bani pentru haine, spre exemplu? A, am înțeles. Deci... Așa. Sper că nu mai dat de gol. Cine dintre voi vorbește primul după ceartă? Cine da. dintre voi este mai pupăcios? Uf. Aici e clar, da? Prieteni, dacă ați privit acest interviu până la final, înseamnă că vă place ce fac eu, așa că abonați-vă la canalul meu de YouTube și apăsați pe clopoțel pentru ca să primiți notificări de fiecare dată când voi posta un video nou. Mulțumesc!